Așa, dragi, mă gândeam că nu mai filmez astăzi nici un minut măcar, dar încercând eu să fac câteva stupi, așa, câteva familie, am ajuns la unul despre care trebuie să vă spun acum, că era, știți bine, la desfacerea din primăvară. Am trecut, jumătate am avut 3 în 1, jumătate am avut 2. Iată că el era destul de modest, cel de-al doilea sau al treilea, cum ar veni, după ce l-am dus în două poziții. Faptul că am lăsat diafragma este în semn că n-am mai îndrăznit să mai pun o ramă, pentru că ar fost prea slab. Ei, n-am avut loc, loc am avut. Am pus rama clăditoare aici în spate și iată operația. N-am deschis, nu am văzut asta, rama asta. Astfel de rame am văzut, dragilor, mai multe, dar nu, n-am avut timp să filmez. Asta e. M-am gândit să o fac. Vedeți, aici a captat varoa cât cuprinde, dacă există varoa. Femeile de varoa au trecut prin grilă. Au fost doar rama asta pusă aici, capcană. Deci n-am mai pus diafragma cu 4 ochiuri, fiind ultimul stup care n-am, așa, în care am transvazat. Am pus o ramă după rama capcană și cam așa arată, ca să înțelegeți cum era situația. Așa. Și aici, în spate, am pus, după aceea, o diafragma asta cu polistiren extrudat pe care o pun de regulă. Acum, când am ajuns la el, mult albin a trecut în partea asta, altă, cred că a crescut. Și rama creditoare, cred că e plină, zic, ia să văd. Așa că am dat un pic deoparte, am dat-o. Am scuturat-o și drept, ca să vedeți, iată, s-a pus albina repede. Păi cum să încălzească, să plășească, că să abia așteaptă să iasă. E, dacă întârziam un pic, dacă întârziam o zi, două, probabil că începe să ecluzioneze, că sunt destul de maturizați. Adică, uite așa ajunge prea târziu, când au prins, când rama capcană e prinsă în e băgată în cuib și e prinsă sub caturi, magazia cu mierii. Păi ce, când ajungi, e prea târziu. Păi și nu poți să ridici caturile acelea, să vezi, să deranjezi familia. Așa cum ecluzionează, se întâmplă nenorocire. Așa se devin emulțitor, așa am pățit-o atunci. Nici nu știu cum se mai poți lucra într-un astfel de stup acela, mai ales acum când văd pe 10 rame. Păi, crimă să zic. Spațiul ăla e așa mult, cum îl am aici la biostup. Mă mișc cum vreau, îmi pun diafragme, îmi par cum vreau, ați văzut, și una mulțire și așa mai departe. Mă opresc aici. La revedere, dragilor.